Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul Pescuit Constant. Astăzi mă aflu pe Balta Zătun, de lângă orașul Galați, pentru o partidă scurtă de pescuit la crab. Am început în forță, nădind de la prima oră a dimineții. Deși nu mi-este caracteristică o astfel de abordare, consider că acum este una potrivită. Șansele ca peștele să se afle pe locuri pe care pescuiesc în momentul de față sunt destul de scăzute. Așadar, nădind, sper că voi reuși să-i atrag pe parcursul zilei. Racheta de nădire pe care o folosesc este Wolf Spider, mărimea M. Această rachetă poate fi pusă pe o lansetă de pescuit obișnuită, nefiind necesar un spot. Distanța la care nădesc este de aproximativ 100-110 metri, racheta fiind una aerodinamică, ating ușor aceste distanțe fără a depune prea mult efort. Nu am pus firul în clips deoarece nu îmi doresc formarea unui pat compact de nadă, ci mai degrabă prefer câteva grămojoare de nadă aici-colo. Astfel, crabii vor căuta nada oferită pe o distanță mai mare, iar șansele de a descoperi și monturile în acest proces cresc considerabil. Lanseta folosită este de 4 livre, firul principal are grosimea de 0,25 mm, fiind vorba de Claomar Super Long Cast, un fir ideal pentru pescuitul la distanță. Înaintașul pe care mizez este Claomar Optics Braid de 0,30 mm, un înaintaș suficient de rezistent pentru lansările în forță. Poate vă întrebați, de ce pescuiesc la peste 100 de metri? Ei bine, crabii de pe Balta Zătun se hrănesc în special în apropierea malului opus. Pescuind pe o zonă mai liniștită, pe care puțin pescare o pot aborda, obțin un avantaj clar. Sper că această strategie îmi va aduce câteva trăsături și împreună ne vom bucura de o partidă reușită. Haideți să vedem și ce nadă am folosit până una alta. Mixul pe care l-am ales este format din cereale fierte cu aromă de usturoi. Cantitatea de nadă folosită este de aproximativ 1 kg, mai mult decât suficientă pentru un pescuit de primăvară. Nu ne dorim să săturăm peștii, ci să le oferim mai degrabă suficientă nadă, doar cât să-i atragem în locul pe care pescuim. În această perioadă, teoretic porumbul, dar și celelalte semințe, ar trebui să constituie o hrană excelentă pentru crapi, deoarece reprezintă o sursă importantă de carbohidrați. Pe lângă porumbul preparat, fiert mai exact, adaug și o cutie de porumb de conservă, plus ceva nadă pentru un plus de atracție. Pe lângă nadă pun și un aditiv, tot cu aromă de usturoi, bineînțeles tot pentru a spori atracția mixului de nădire. Amestec temenic nada pentru a omogeniza, după care aceasta este gata pentru a fi pusă în racheta de nădire. Dacă tot am ajuns și la celebra mea găleată roșie, de care niște prieteni se amuză pe Facebook, haideți să vă vorbesc și despre nada pe care mizez astăzi. Ei bine, este vorba despre clasica mămăligă. Mămăliga care nu mai are nevoie de nicio prezentare, este folosită de foarte mulți pescari, deși este o nadă destul de veche, încă își dovedește în continuare eficiența. Deoarece am nădit cu semințe, m-am gândit că ar fi inspirat să aleg o mămăligă care să aibă și ceva cânepânea. Bineînțeles că îi pot adăuga și ceva semințe din punga pe care mi-a rămas, dar momentan nu voi face acest lucru pentru că îmi doresc ca mămăliga să se lege cât mai bine pe momitor. Este foarte important să spargem mămăliga în bucăți cât mai mici pentru a fi mai ușor de frământat mai târziu.
Nu voi pescui doar cu mămăligă simplă, de aceea este foarte important să o fărămițez, ci îi voi adăuga și ceva ground bait. Ground bait-ul la care m-am gândit astăzi este Claumar Special Usturoi, deci tot aromă cu usturoi pe care am folosit-o și la semințe. La 1 kg de mămăligă adaug aproximativ 200 de grame în prima fază, după care umectez nada și urmează să o amestec temenic. Pun și ceva aditiv de usturoi, acesta are atât rol de atracție cât și rol de liant, cu siguranță folosind aditiv nada se va lega mult mai bine. Procesul de amestecare este unul destul de meticulos, trebuie să frământăm mămăliga destul de bine, astfel încât aceasta să se combine excelent cu ground bait-ul pe care l-am băgat în interiorul acesteia. Frământ nada împreună cu mămăliga pentru a căpăta o consistență cât mai omogenă. Deoarece am observat că am adăugat mai mult apă decât trebuie, corectez această greșeală punând încă 100 de grame de ground bait, astfel încât nada să capete consistența pe care mi-o doresc și să se strângă excelent pe momitor. Cam acesta este rezultatul final, se vede că nada este destul de închegată și va sta bine pe momitor. De preferat este ca la începutul partidei nada să fie un pic mai moale pentru a cădea de pe momitor, iar pe parcurs o putem strânge din ce în ce mai tare. Crap al partidei, acesta are în jur de 5,5 kg, se pare că pescuitul la distanță face încă o dată diferența pe balta zătun. Pentru cei ce nu sunt familiarizați cu această tehnică de aruncare, vă recomand videoclipul lui Cristian Mihalcea. Cristian este inventatorul acestui stil de aruncare, filmarea se numește mai exact Aruncări la distanțe extreme. Cel puțin pentru mine, dar cu siguranță și pentru alți pescari, această tehnică s-a dovedit a fi cea mai eficientă în ultimii ani. Între timp am parte și de câțiva prieteni vizitatori, așa zis și chibiței bălții. Mi-a pus gând rău să mă încurce cu filmarea, dar cred că e timpul să le întorc. Dar dă-i mă și tu așa mă, ce-mi dai?
prinde pești. Păi și tu ce nu dai așa? N-am mâncat din N-ai mâncat, ce-ai? Păi unde mă să dau eu acolo? Am fir de jale 39. Nici nu o plantez. Păi și 20 de plantări. A venit cer cu globus la baltă. Între timp am mai păcălit câțiva ciortani, în jur de 700-800 de grame, poate unii au avut și un kilogram, poate puțin peste un kilogram, nu prea are mare importanță. I-am eliberat cu mare drag, îi aștept să vină când vor crește și vor fi mai mari. Acest lucru vi-l recomand tuturor, chiar dacă balta nu are o limită de reținere. Efectiv se poate reține chiar și ciortănica mică, nu este stipulat acest lucru în regulament, dar sunt de părere că, deși suntem pe o baltă privată, ar trebui să ținem cont în continuare de limita legală și să nu reținem pești foarte mici. Deși am încercat să nu-i las peștelui spațiu de manevră în timpul drillului, acesta s-a dus glonț către standul alăturat, noroc că pe acesta s-a aflat un prieten și alături de ceilalți prieteni care au sosit în vizită la baltă, am reușit să-l scoatem împreună. Iată că prietenii sunt buni nu numai pentru glume și caterincă, dar și pentru ajutor când vine vorba de scos pești. Dă-i cotorul cu asta, dă-i vârful de fapt. După gard. Și scoți acolo, scoți. Lasă că e înalt el. Dă-i bățul lui înapoi. Lasă acolo, mă, nu o scoate. Că o scoate pe standul ăla. Hai. Poți? Da. Hai. Aia. Gata. Vă să nu cași pe lanset pe mulinetele profesorului. Mă mai pune și la plată. După ce că am prins o stefi. Oh.
nu prea avea să abandoneze. Da, da. Ăsta are 7-8, mă. Pune-l pe saltea acolo unde. Exact ca anul trecut. 8. Am 6 aici. Da, 7. În jur de 6. 7 și. Na, pe undeva până în 7. Băi, volumul alea, că mai încet. Prieteni, aici se încheie și partida mea pe Balta Zăpân. Nu a fost o zi cu foarte multă activitate, ce drept s-au prins foarte puțin pești pe baltă. Fără să mă laud, crap am prins doar eu, dar aceasta este realitatea. Am reușit să prind 2 crapi, unul cu o greutate de 7 kg, cel pe care l-am prins ultimul, iar primul de dimineață a avut 5,5 kg. Pe lângă aceștia am mai intrat și câțiva de 1 kg, 700 de grame, 500 de grame, pe care desigur că i-am eliberat. Pentru a recapitula puțin cum am pescuit astăzi, ei bine, am venit, am aruncat lansetele cât mai aproape de stuf, cam la 5, 10, 15 metri de stuf am pescuit în scară, am nădit cu racheta Spider la începutul partidei, mai precis am folosit o rachetă Spider medie, pe care am putut să o lansez fără probleme la distanță ridicată. Am pescuit cam la 110-130 de metri. Cam aceasta este distanța pe care am mizat astăzi. Peștii aici la Zătun mănâncă destul de departe. Din ce am văzut în ultimii ani, crap s-au prins destul de aproape de stuf. Au fost mai rare cazurile când au intrat și mai aproape. Deci, după cum ziceam, am venit dimineață, am nădit, am așteptat. Pe la 9.30 am avut prima trăsătură, după care următoarea a fost pe la 17.30, așadar am așteptat destul de mult pentru al doilea crap. Am pescuit cu o nadă destul de simplă, mămăligă, nadă cu usturoi, un pic de aditiv cu usturoi și cam asta ar fi. Ca moment de cârligă am încercat porumbul artificial, în combinație de două culori. Am mai pescuit și cu pop-up de 8 sau cu o singură boabă de porumb artificial, dar nu am prins astfel decât ciortani. Crapii au intrat pe două boabe de porumb artificial, unul roșu și unul galben. Aceasta a fost montura câștigătoare. Momitor de 55 de grame, forfac scurt, cârlig claumar, feng, numărul 8. Am mai pescuit și cu ceva cârlige white gap, oricum... Ideea principală este că trebuie să folosim un cârlig destul de mic. Cârligul l-am legat cu fir subțire textil de 0,10 mm. Este vorba de Claumar Optic Spray, fir pe care îl folosesc în majoritatea partidelor de pescuit atunci când vreau să folosesc monturi de finețe. Cam aceasta ar fi rețeta pescuitului de aici de la Zătun. E un pescuit la distanță, nu tocmai ușor, un pescuit în care trebuie să avem foarte multă răbdare, dar am încredere că odată ce se va încălzi vremea, vor apărea din ce în ce mai multe trăsături, iar pescarii se vor bucura din ce în ce mai mult de partide reușite. Până atunci, mai trebuie să așteptăm un pic și să încercăm diferite strategii pentru a obține trăsăturile mult dorite. Cam atât pentru astăzi. Vă aștept cu întrebări în comentarii, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă urez ca de fiecare dată fire întinse și nu uitați, pescuiți constant!